Hello people, how do you do? Eu sunt Alina și sunt foarte bucuroasă că plec în Tenerife și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, sau revenit pe canalul meu de YouTube. Da, sunt foarte fericită pentru că în sfârșit vom pleca într-o vacanță. Doamne, cât de mult îmi doresc această vacanță, deci nu aveți idee. Bineînțeles, n-am făcut acest vlog să mă laud, dar este un prilej totodată să mă gândesc de cât de mult avem noi nevoie de o vacanță, eu și Adi, că ca tot omul, trecem și noi prin tot felul de greutăți în relație, ne mai certăm, ne mai nu știu ce, și așa de bine ne-ar prinde o vacanță, mai ales după perioada asta cu pandemia, în care am stat numai în casă, în care ni s-au dat viețile tuturor peste cap. Cu siguranță că vacanța asta a fost mega extra râvnită de noi și în contextul în care, înainte, când ne doream foarte mult să mergem în vacanță, tot timpul se întâmplau nepotriviri, se petreceau tot felul de lucruri neprevăzute. Și în general, oamenii care au copii știu deja chestia asta. Când vrei să pleci în vacanță, trebuie să ai cu cine să lași copiii, trebuie să ai și bani, trebuie să ai și timp. Să faci în așa fel încât toate cele trei lucruri să se îmbine la perfecție, pentru că altfel n-ai cum. Nouă ni s-a întâmplat, când am avut timp și am avut bani, n-am putut să lăsăm copiii la bunici. Când am putut să lăsăm copiii la bunici și am avut timp, n-am avut bani. Și a treia variantă cumva se deduce. Și acum îi mulțumesc soțului meu, Adi, pentru că s-a gândit că el practic a făcut cadou de Crăciun chestia asta. De Crăciun, unul dintre cadourile lui a fost să cumpere bilete de avion pentru Tenerife. Nu știu să vă spun acum cât a dat pe ele, dar le-a prins mega ieftine, nu știu, 300 de euro sau s-ar putea să-ți spun o prostie. Nu știu, foarte ieftine. Cel mai important lucru este că a hotărât și că a vrut și că am stabilit chestia asta din decembrie. Au fost atunci mai multe discuții, a sunat-o pe maică, mi-a explicat, știți, că vreau să-i fac o surpriză Alinei, că nu știu ce, că dacă ne țineți și nouă copiii, că bineînțeles altfel n-am fi avut cum să facem chestia asta. Și am pregătit oamenii din jurul nostru legat de faza cu vacanța, inclusiv oamenilor cu care lucrez, le-am spus, băi, în perioada asta o lăsăm mai moale cu treaba, cu munca, cu tot ce înseamnă campanii, cu toate cele, pentru că acum eu trebuie să mă concentrez pe a lăsa toate lucrurile la punct pentru când plecăm în Tenerife. În teorie ar trebui să plecăm pe 16 februarie, spun în teorie pentru că, de exemplu, Vlad și Flavia Florea, cu siguranță că îi știți deja, prietenii noștri, au spus că vor și ei să vină. Inițial trebuia să fie mai multă lume, vorbiserăm cu mai mulți oameni, și cu Maria Popovici, cu Mincuș, mai ales că avem deja niște prieteni care sunt acolo, care s-au mutat să facă remote work, practic, să lucreze de acolo. Asta este și un avantaj când lucrezi în industriile astea creative, dacă lucrezi în publicitate, în PR, în, nu știu, faci design, grafică, etc., ilustrație, îți permite, practic, să lucrezi oriunde ai internet și un laptop. Și deja există acolo o gașcă de români care ne așteaptă și suntem super excited și, Doamne, abia aștept. Deci îmi doresc atât de mult această vacanță. În fine, că am cumva așa o mie de gânduri deodată. În ultima noastră vacanță am fost când eram însărcinată cu fetele. Am fost la Roma și eram în 3-4 luni de sarcină, nu mai știu cât, bă, și mi-era atât de rău. Bă, da, nu puteam nici să merg, nu... Și cu mâncarea era complicat și îmi venea să vomit din orice și aveam greturi și eram ciufută și nu convenea nimic și n-aveam apetitul ăla de vacanță, practic, pe care l-ai, știi, să te duci să vizitezi, să mergi mult pe jos, să faci poze, să stai cu ghiozdanul în spate. Mă rog, așa suntem noi când mergem în vacanță, cu harta în mână, să o luăm prin tot felul de locuri, să nu știu ce. Eu nu mai știam, trăgeam de Adi să ne oprim la un restaurant, să tragem un pic pe dreapta, practic, pentru că oboseam foarte repede și n-aveam chef și el era așa de disperat să viziteze cât mai multe lucruri deodată, 100.000 de muzee, dacă se poate. Mamă, și ce mă enervează chestia asta la el. Dar din fericire a făcut așa, nu neapărat un compromis, dar cumva la un moment dat, într-una dintre seri, mi-a zis, băi, pentru că eu îmi doresc foarte mult să văd Roma și tu nu ești atât de entuziasmat, dar Jesus fucking Christ, nu înțelegea că și eu îmi doream, dar efectiv nu aveam dispoziția necesară fiind însărcinată cu grețuri, cu dureri de picioare, cu mood swings and shit and all of that jazz. Într-una dintre seri eu am rămas la hotel, am băgat un Netflix și am stat acolo la hotel și el a plecat, frate, și s-a dus și a alergat la propriu ca să viziteze super multe obiective turistice din Roma, a fost pe la nu știu ce catedrale, mă rog, a venit seara, a rupt, transpirat, obosit, foarte fericit că el a reușit să viziteze. Și următoarea chestie pe care am făcut-o a fost în Amsterdam, dar aia nu consider că a fost neapărat o vacanță, s-a întâmplat la final de 2019, știți foarte bine când am fost speaker la conferința aia despre influencer la
Maastricht, în Olanda, și am stat 3 zile la Maastricht și am zis, băi, dacă tot am plecat de acasă și toți sunt copiii la maică mea și în general lăsăm fetele la maică mea și pe Matei la soacră mea, dacă toți sunt copiii la bunici, dacă toți suntem aici, hai să stăm și 3 zile în Amsterdam. Nu pot să spun că a fost o cine știe ce experiență, adică am vizitat cu siguranță, am fost și la muzeul de ceară, am văzut mai multe chestii interesante, dar n-am trăit-o așa din plin, pentru că știam că trebuie să ne întoarcem, a fost și vremea super de căcat, a plouat, a fost frig, eram așa, nu ne-am permis practic să stăm până noaptea, să mergem în cluburi sau chestii de genul, n-a fost să fie așa din păcate, și pentru că știam oricum că în prima zi am ajuns, eram obosiți, trebuia să ne odihnim pentru că aveam doar a doua zi practic să ne distrăm și deja în a treia zi știam că urmează să plecăm și s-a fleșcăit tot entuziasmul, știi? Numai că acum că plecăm în Tenerife, vom sta 2 săptămâni, which is, oh my god, deci nici nu vreau să mă gândesc, Doamne, cât de mult aștept perioada asta în care pot să citesc, o să-mi iau cărți la mine, o să pot să citesc, o să pot să dorm, deși eu nu sunt înnebunită cu somnul, dacă am o zi liberă prefer să fac chestii, nu știu, nu să dorm, am impresia că timpul dormit e timp pierdut, așa gândesc eu, știu că nu e neapărat sănătos, dar prefer întotdeauna să fructific timpul la loc, să dorm, să mai fac o chestie. Dar cu siguranță că o să ne bucure chestia asta și îmi doresc să beau, frate. Deci eu nu sunt cine știe ce cu băutul. Înainte, când eram în facultate, mai băgam o tequila, mai un Jägermeister, mai le combinam, cu ale tinereții valuri. Numai că după ce am rămas însărcinată și a trebuit să am avut, practic, mi s-a impus această restricție. E ca și cum am suferit, domne, că nu mai pot să beau alcool, dar recunosc că în perioada sarcinii aveam perioade în care, băi, dacă nu luam și eu 2 degete de vin cu 2 degete de apă, simțeam că mor, că pur și simplu mi-era poftă să beau un vin. Și pentru că au fost anii ăștia în care, ba am fost însărcinată, ba am alăptat, ba iar am fost însărcinată, iar am alăptat, am redus extrem de mult consumul de alcool, motiv pentru care m-am obișnuit așa și acum pot să beau vinul numai șpriț și dacă nu-l fac șpriț, pun apă în el și tot nu-l beau sec pentru că mă îmbăt foarte repede. Which is amazing cumva dacă stai să te gândești că faci economie la alcool, știi? Te îmbeți repede, eficient, 2 pahare, nici nu trebuie să te complici practic. Am prieteni care trebuie să bea, domne, am prieteni care beau whisky sec și trebuie să bea ca să se îmbete. Eu de unde atât? Dacă îmi pui 2 pahare de vin și nu pui apă peste, mă fac ciucure, n-am nicio treabă. Dar mie mi se pare un lucru bun și pentru ficat și pentru buzunar. Este eficient, scurt și mai sănătos, știi, să te îmbeți repede. Și dacă sunteți la categoria asta, apropo, să știți de chestia asta, eu am recent acum o colaborare cu cei de la IMAG, că nu e o surpriză și știți că nu mă oferesc cu chestiile astea și tot timpul am fost deschisă. Am aflat de la ei acum că au lărgit foarte mult gama de băuturi alcoolice pe site. Eu până acum știți că nu recomand așa consumul de alcool, nu sunt vreo împătimită alcoolului, dar știți asta deja, că în afară de vin nu prea vedeți la mine pe Instagram alte chestii. Ideea e că cei de la IMAG și-au extins gama de băuturi alcoolice și găsiți acolo și o grămadă de sortimente de vin. Găsiți și vin alb și roșu și roze și spumante și frizante și prosecco și absolut tot ce vreți voi. By the way, da, am uitat să spun că și mie îmi place să beau prosecco, în principiu prosecco roze. Iar eu personal nu suport vinul roșu. Asta așa, fun fact despre mine, nu-mi place să beau vinul roșu că mă doare căpățâna a doua zi. Dar am aflat și eu după aia că dacă bei un vin de calitate, nu te doare capul. Dacă nu bei ca porcul, nu te doare capul. Dacă bei deștept, nu te doare capul. Și totodată dacă nu le amesteci, nu te doare capul. Și legat de chestia asta, ne anunță cei de la IMAG că au extins gama de băuturi alcoolice și printr-un serial, care e foarte caterincă, am văzut și eu recent primul episod, se numește Al Connoisseur. Funny name, trebuie să recunosc. Și vorbește practic în fiecare episod despre un alt tip de alcool. O să încerc să vă inserez aici niște imagini pe măsură ce vă vorbesc. Alex te va învăța cum să dai impresia că știi ce spui atunci când vorbești despre băuturi, dar veți face împreună și primii pași spre a deveni conesori adevărați, cu palatul rafinat, nasul antrenat și cunoștințe pe bune despre pairing-ul potrivit. Și după cum vă spuneam, în primul episod vorbește despre vin și o să vă dea Alex niște recomandări cu privire la ce vin să alegeți de Valentine's Day. Trebuie în schimb aici să fac 3 observații. În primul rând, campania nu se adresează persoanelor sub 18 ani, în al doilea rând, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și în al treilea rând, e foarte important să consumați alcool într-un mod responsabil și pentru asta intrați pe
www.consumo-responsabil.ro. Eu o să vă las oricum în descriere link către primul episod, că e chiar Caterinca Alex Bogdan. O să vă las acolo și link să intrați pe Mag, să vedeți exact ce gamă extinsă de băuturi alcoolice au. Și rest, cam asta ar fi legat de această campanie de Valentine's Day. Pe mine mă încântă, bineînțeles. Eu trebuie să recunosc că nu prea dau bani pe băuturi alcoolice, pentru că le primesc în mod deosebit și mai fac și chestia românească, știți? Când primești o sticlă de vin de la naș, tu te duci o dai la fin și tot așa, pentru că, bineînțeles, se întâmplă chestia asta. Și ultima dată ne-a încărcat maica mea cu foarte multe sticle de vin, pentru că maica mea nu-i place vinul roze, nu-i place vinul dulce, ea bea numai sec, și a primit în schimb de cadou de sărbători, de nu știu ce, foarte multe sticle de vin, și tot ce a fost roze, tot ce a fost dulce, tot ce a fost așa, demi-dulce, mi le-a adus mie. And I was like, yeah, bitch, free alcohol, pe care, bineînțeles, că m-am dus în vizită la prieteni, l-am dus și eu mai departe. Și dacă nu faceți și voi chestia asta, sunteți așa să nu recunoașteți. Cu siguranță că foarte multă lume face chestia asta, iar regifting-ul e o chestie sănătoasă pentru toată lumea, și pentru buget, și pentru planetă, și pentru tot ce vreți voi. Și rest, nu prea mai beau foarte multe chestii. Dar în Tenerife cu siguranță că o să vreau să mai beau și un mojito. Mi-adori, eu beau Aperol de obicei. Deci, da, cam mojito, Aperol și cam atât. Nu prea beau eu. Hai, o vodcă cu suc de mere. Dar așa e foarte rar. Adică, ultima dată cred că am fost în control sau în expirat. Nu mai țin minte când am băut eu vodcă cu suc de mere. Plus că noi avem chestia asta pentru că stăm în adunații Copăceni, adică lângă București. Și ieșim în oraș, eu și Adi, ceea ce se întâmplă oricum foarte rar, de câte ori ieșim avem sigur treabă, nu putem să bem amândoi. Și nu e ca și cum, doamne, suntem niște alcooli, niște bețivi și vrem să ne rupem ficații, să ne cadă pe asfalt. Nu e chiar așa, pur și simplu simțim nevoia câteodată, pentru că avem tot timpul discuții numai despre firmă, despre copii, despre facturi, despre rate, despre casă, despre grădiniță, despre, nu știu, toate discuțiile noastre sunt numai despre lucruri serioase. Ne e dor pur și simplu să fim doar noi doi și să vorbim căcaturi, să ne lăsăm creierii să respire, să vorbim prostii. Și chestia asta cu siguranță că se va întâmpla în Tenerife, dar iarăși cum fac eu o mie de acolade, pentru că sunt și nevorbită, în perioadele în care reușim destul de rar să ieșim în oraș, unul dintre noi nu poate să bea, pentru că suntem cu mașina și avem de condus practic 20 de kilometri din București până acasă și n-avem cum să bem amândoi. Și când unul dintre noi e treaz și celălalt e chelchelit și așa, cumva nu te bucuri la fel de mult de băut, motiv pentru care bine, Adi ce-i trebuia mai des decât mine, din punctul ăsta de vedere, și conduc eu pentru că n-am o problemă. Dar și când spun că bea mai des, nu vă gândiți că bea de fiecare dată, adică nu știu, dacă două ori pe lună, nici măcar, adică cel puțin în ultima perioadă nici atât. Dar recent ne-am dat seama cât de mult avem nevoie de momente din astea pentru noi și probabil că foarte multe cupluri trec prin chestia asta, mai ales acum în perioada de pandemie în care am stat în majoritatea timpului numai în casă. Faptul că noi am reușit după atât de mult timp să ne plănuim această vacanță, mi se pare magic. Bine, Adi, nu eu, repet, a fost ideea lui și foarte tare că s-a gândit să facă asta, pentru că vorbeam de atât de mult timp și mai ales că ne-am ofticat că noi trebuia să plecăm și cu Maria și cu Mincu. Când au fost Maria și Mincu în Lefkada, trebuia să plecăm cu ei. Dar n-am plecat pentru că, din nou, nu mai țin minte, n-am avut bani, n-am avut timp, nu puteam să lăsăm copiii, nu mai țin minte ce s-a întâmplat și ne-am super ofticat că nu ne-am dus. Am vrut să plecăm în Tasos încă o dată, iarăși nu ne-am dus. Deci tot felul de probleme din astea și ne super supăraserăm. Și după aia când am vrut să plecăm a venit pandemia și a fost așa, ne-a stricat practic tot planul. Dar acum da, suntem entuziasmați de chestia asta și mi-e dor așa să fim doar noi doi, să ieșim, nu știu, chestii din astea simple, să vorbim prostii, să putem să ieșim la un restaurant unde să nu fie doar să ne oprim să mâncăm. Pentru că noi ieșim la restaurant, dar ieșitul la restaurant nu e de fapt un ieșit în oraș, este de fapt într-o zi în care avem de alergat la bancă și la nu știu ce ghișeu și nu știu ce chestii unde trebuie să ridicăm un colet sau să facem nu știu ce, sau trebuie să ajungem la firmă sau trebuie să luăm copilul, să ducem copilul, să nu știu ce. La un moment dat ni se face foame și oprim pe grabă și mâncăm undeva. Ăla este doar, e o chestiune vitală cumva, nu este pentru relația noastră, pentru bucuria noastră, este doar ne oprim să ne hrănim și să plecăm mai departe la următoarea chestie pe care trebuie să o rezolvăm. Băi, și trăim așa de destul de mult timp și ne-am dat seama, n-am mai făcut chestii pentru noi, suntem atât de încărcați, toată ziua vorbim numai despre firmă, numai despre treburi, numai despre alea, băi, avem nevoie de o pauză. Mai avusesem o revelație la un moment dat, înainte să fiu cu Adi,
El avea această părere despre Valentine's Day, 8 martie și toate lucrurile astea, lăsând o parte că 8 martie este ziua mea și e o zi festivă pentru mine, exclusiv din punctul ăsta de vedere, și că îi duc mamei mele un buchet de flori și așa, dar mi-aduc aminte discuțiile cu el în care îmi spunea, asta vorbesc de acum câțiva ani, bă, hai să fim serioși, Valentine's Day, 8 martie, astea sunt bullshit-uri, mă, sunt niște căcaturi, hai, ce, n-ai nevoie de o zi specială ca să ieși la un restaurant sau să bei un vin sau să nu știu ce. Și ce e drept, din anumite puncte de vedere înțeleg chestia asta, el și-a mai schimbat punctul de vedere de-a lungul anilor, în sensul că acum nu e ca și cum așteptăm Valentine's Day. Păi dar dacă vine o astfel de ocazie, hai, de ce să nu te bucuri de ea? Adică noi oricum nu ne facem gesturi drăguțe unul altuia, din când în când, atunci când nu suntem prea sufocați de responsabilități și de haos și de facturi și de copii și de treabă și de muncă și de etică. Noi ne facem gesturi din astea. Dar dacă tot vine un eveniment din ăsta odată pe an, de ce să nu te bucuri, mă, de el? De ce să fii hater cu Valentine's Day și cu chestiile astea? Adică asta mi se pare, dacă vă știți cum suntem și noi, adică atât de încărcați de responsabilități și cu tot felul de, mă rog, cu copii, cu griji, cu facturi, ca tot omul, cu o rată la bancă, nu știu ce. De ce să nu te bucuri, practic, să apeși pe un buton de Valentine's Day, să te gândești, bă, știi ce? Poate fi o chestie despre consumerism. Poate fi o chestie care ne împinge, practic, să spargem bani aiurea. Poate fi o chestie cheesy. Poate fi o chestie corny, cringe, cum vreți voi. Dar de ce să nu n-o facem? De ce să nu ne bucurăm de chestia asta? Și asta a fost mișto, pentru că noi plecăm pe 16 februarie și începusem la un moment dat să spun cred, pentru că Flavie și lui Vlad li s-au schimbat biletele de avion, așa by default, au fost anunțați. Și acum stăm cu emoții să nu ne schimbe și nouă. Noi aveam la o anumită oră și se pare că ni s-a schimbat deja ora, nu și ziua. O să vedem exact dacă se mai petrec alte schimbări. Dar ăsta este cumva și un și ceva frumos de Valentine's Day. Chiar dacă pe 14 practic încă suntem acasă, dar pe 16 o să fie plecarea. O să prindem poate și ceva din bucuria aia de Valentine's Day, pentru că o simt singuri. Și prindem și ziua de nașterea lui Adi, care face 31 de ani pe 20 februarie. Deci prindem acolo și semi-Valentine's Day, să-i spunem, și 20 februarie cu prietenii și cred că avem mare nevoie de chestia asta. Mă bucură, sincer, faptul că nu o să mai am acel stres că dimineață trebuie să mă trezesc să fac lucruri. Să nu ne imaginăm acum că dacă plec acolo, gata, îmi pun pe pauză, nu mă interesează nici de copii, nici de afaceri, nu mai gata, mă doare în cur de tot, îmi pun palma în cur și am plecat. Nu e chiar așa, bineînțeles. În continuare o să avem acolo laptopul cu noi, să lucrăm, așa că o să lucrez practic din vacanță. Nu e ca și cum acum, gata, nu mai lucrez, las baltă toate afacerile, nu știu ce, și uit de toate responsabilitățile. Clar, clar că nu e așa, dar gândul că nu mai trebuie să mă trezesc la 7 dimineața să dau biberon. Gândul că o să ajungem acolo, o să ne plimbăm mult, o să luăm un taxi, ne gândeam inclusiv să închiriem o mașină, o să vedem, pentru că e măricică insula și avem ce să vizităm, dar măcar o să putem să bem seara, să stăm la terasă acolo, la hotel sau undeva, să bem un vin. Ba, ce frumos! Atât de mult! Doamne, I'm so excited! Nu pot să vă explic cât de bucuroasă sunt pe chestia asta. Nu mă sparge neapărat faptul că o să mă duc să văd un loc nou, că o să mă duc să fac bășini de ședințe foto, că vă știți că eu nu sunt genul. O să-mi fac cu siguranță niște poze, dar nu o să rup Instagram-ul 8 luni de acum încolo cu poze din Tenerife, cum se mai obișnuiește de altfel. Sorry, I don't want to be a hater. Dar de asta cred că mi-e dor cel mai tare. Să stăm așa seara la un restaurant, să bem un vin, să mâncăm ceva și să vorbim chestii. Ce vreți voi? Despre orice, habar n-am. Și să știți că, apropo de chestia asta, dacă vreți să vă faceți și voi o chestie foarte drăguță de Valentine's Day, eu cred că vă puteți gândi de pe acum. Ce dacă sunteți de 10 ani într-o relație? Ce dacă aveți un copil 2 sau 10? Ce dacă sunteți bot în bot toată ziua? Ce dacă? Dar de ce să nu o faci, mă, până la urmă? Da, fă-o, mă, că e drăguț. Lăsați-le voi pe Dana Budeanu și pe toate astea care vă spun vouă, fătălău. Nu vă mai gândiți, mă, că sunteți fătălăi, că nu contează, mă, ce spune lumea de afară. Contează ce faceți voi în casă, voi cu bărbații voștri sau cu femeile voastre. Important este să fiți voi fericiți. Și dacă tot anul ați fost încărcați și cu pandemia și cu copiii, cu școala de acasă, cu munca de acasă, cu tot felul de nebunii, nu știu, vi s-au dus în cap lucrurile, că n-ați mai putut, poate ați avut probleme în afaceri, vi s-au închis restaurantele, habar n-am.
De ce să nu profităm de momentul ăsta frumos? Acestea fiind spuse că vine Valentine's Day, bă, oameni buni, chiar bucurați-vă de chestiile astea. Cu toții avem nevoie de un respiro, de ceva pentru relația noastră, să ne meargă lucrurile bine. Profitați de astfel de evenimente, că nu au cum să vă facă rău. Da, poate sună cheesy, poate nu știu ce, dar s-ar putea să vă facă plăcere să faceți chestia asta. Alegeți-vă subiectul despre care să vorbiți și să vă impuneți chestia asta. Bă, știi ce, astăzi nu vorbim. Nici de probleme cu soacra, nici de rate, nici de discuții, nu vorbim despre nimic decât tâmpenii. Hai să râdem un pic, hai să uităm, hai să ne gâdilăm, hai să ne luăm în brațe, hai să facem chestii frumoase pentru noi, că avem nevoie, că suntem împreună și sănătatea relației noastre, nu doar că depinde și fericirea noastră de sănătatea relației, dar și, credeți-mă, și afacerile contează foarte mult, și copiii, și familia, și casa, și toate se leagă atunci când voi doi sunteți uniți. Eu cu al meu, da, ne mai certăm, mai trântim uși în casă, mai zbierăm unul altul, nu ne răspundem la telefon, uneori avem momente, dormim cur în cur, dar astea sunt lucruri normale. E foarte important, în schimb, ca mereu unul dintre voi să vină la celălalt să spună, bă, scuze. Noi venim unul la celălalt atunci când ne certăm, chiar dacă suntem de părere că a greșit unul sau celălalt. Adică eu mă duc la Adi și spun, îmi pare rău că ne-am certat, chiar dacă am greșit eu sau a greșit el. Și am început să facem chestia asta amândoi și să nu mai ținem la ceartă. Am uitat să mai spun în ultimele clipuri că vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea de pe Patreon și YouTube Membership. Am fost foarte haos în ultima perioadă, nu știu dacă înțelegeți, dar să-mi spuneți voi mie când nu sunt eu haos, că de fapt despre asta este vorba. Vă mulțumesc, vă pup și aveți grijă de voi!